Inspectoratul pentru situații de urgență, Banat, al județului Timiș, domnul general Lucian Mihoc, aveți cuvântul. Ca și mențiune, la nivelul unității noastre sunt desemnați doi ofițeri, respectiv șeful serviciului și adjunctul șefului serviciului de prevenire, în ceea ce înseamnă acordarea de asistență tehnică pentru intrarea în legalitate cât mai repede. Situația unităților de învățământ din punctul de vedere al securității la incendiu. Din păcate, spun din păcate, nu s-a realizat o creștere a unităților care funcționează cu autorizație. În acest sens, din totalul de clădiri, 948, au rămas neautorizate un număr de 92 de clădiri ce aparțin unităților de învățământ, 73 clădiri ce aparțin unităților de învățământ de stat și 19 private. Au fost efectuate și control de prevenire, respectiv controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor. Această activitate s-a desfășurat anul trecut până luna iulie, fiind desfășurate un număr total de controle 70. Au fost identificate 196 de nereguli, aplicate 186 de avertismente și 10 amenzi în cuantum de 14.000 de lei. Principalele nereguli identificate pe timpul controlelor au fost următoarele: funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, nefuncționarea instalațiilor de detectare și alarmare în caz de incendiu, neverificarea cu personal atestat a instalațiilor de apărare împotriva incendiilor, neasigurarea verificării cu personal atestat a instalațiilor electrice, precum și exploatarea acestora cu defecțiuni și improvizații. În urma verificărilor efectuate a fost asigurat climatul de siguranță în școli din punctul de vedere al organizării apărării împotriva incendiilor prin instruirea persoanelor responsabile, inclusiv prin pregătirea elevilor și a personalului din cadrul unităților de învățământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situații de urgență. Și ceea ce ne-a spus dumneavoastră referitoare la faptul că nu sunt înregistrate progrese în ceea ce privește autorizațiile pentru securitatea la incendiu nu ne mulțumește, chiar dacă știm cu toții că aveți în permanență doi ofițeri care oferă consultanță tuturor UAT-urilor în obținerea acestor autorizații. Sperăm ca toate cele 99 de primării plus Consiliul Județean să conștientizeze faptul că în bugetul pentru anul 2024 trebuie să treacă cu prioritate obținerea acestor autorizații acolo unde ele nu există.